Montarea de noi indicatoare, dar și de restricționarea staționării mașinilor pe ambele părți ale străzilor din vecinătatea Palatului Administrativ sunt priorități expuse de edilul municipiului. Întrucât poliția și-a dat deja acordul, se așteaptă doar avizul Consiliului Județean și al Prefecturii pentru a se încheia un protocol de colaborare în acest sens. Am avut discuții cu domnul prefect, am avut discuții cu domnul președinte al Consiliului Județean pe această temă, în așa fel încât să punem niște indicatoare de staționare interzisă, oprirea interzisă, pentru a obliga cei care vin la aparatul administrativ în mod deosebit sau în zonă, zona aparatului de finanțe, să meargă în parcări. Nu este corect, parcările stau libere 50% din capacitate, fără să luăm niciun ban, iar datorită comodității nu poți merge nici cu picioare, nu cu mașina în jurul aparatului administrativ. De aceea vom merge cu propunerii, am făcut propunerea la prefectură și la Consiliul Județean și să avem o discuție finală. Strada Vasilii Bumbac, de la Administrația Finanțelor Publice până la intersecția cu Alea Anucului, partea stângă, parcare longitudinală, iar partea dreaptă, oprirea interzisă. Accesul dintre strada Ștefan cel Mare spre Vasilii Bumbac și strada Libertății, oprire interzisă. Strada Alea Anucului, sensul despre Ștefan cel Mare spre Vasilii Bumbac, parcare longitudinală, partea dreaptă. Strada Ștefan cel Mare, zona dintre Alea Nucului și parcarea amenajată din fața prefecturii, pe partea dreaptă, sensul de mers, oprirea interzisă. Strada Ciprian Porumbescu, ieșirea din sensul giratoriu, pe partea dreaptă, oprirea interzisă. Strada Nicolae Bălcescu, zona cuprinsă în intersecția cu sensul giratoriu, cu strada Meseriașilor și sensul giratoriu modern, oprirea interzisă. Strada Meseriașilor, zona cuprinsă între sensul giratoriu Plăieșilor și Rom Telecom, oprirea interzisă. Vom merge cu, am făcut aceste propuneri și le-am trimis la prefectură și la Consiliul Județean. Sper să-și dea și dumneavoastră avizul pe ele. La ce se pot aștepta cei care nu vor respecta noile reguli, aflăm de la primarul Lungu. În perioada cea mai scurtă de timp să putem pune aceste indicatoare de oprire interzisă și să trecem la amendarea celor care încalcă regulile de circulație. Noi aici avem un protocol în curs de semnare cu Poliția Națională, dacă vreți, în ideea că polițiștii locali pot să amendeze, dar nu avem baza sau nu avem posibilitatea să sancționăm acele puncte. Este o chestiune prevăzută în lege, în legea poliției locale. Ele trebuie să trimise în termen 24 de ore pe bază de suport magnetic, pe un centralizator, la Poliția Națională. Facem acest protocol de colaborare în așa fel încât și poliția locală se poate amenda și se poate lua puncte pentru cei care nu respectă regulile de circulație.